Bună dimineața, doamnelor și domnilor, și bine ați venit la emisiunea Analiză Inițială. Sunt Oana Ionele, gazda dumneavoastră, și în această dimineață vă aduc cele mai importante subiecte. Astăzi vom discuta despre evenimentul care va avea loc mâine la Universitatea din Craiova, dar și despre cum am sărbătorit românii 1 decembrie. Pe parcursul emisiunii mai vorbim despre pericolele care se ascund din creditele de sărbători. Iar pe plan extern vorbim despre protestele din Franța. Așa cum v-am obișnuit în fiecare dimineață, alături de mine este colegul meu, Cristi Nedelcu, redactor șef al EGTV. Bună dimineața, Cristi, bine ai venit! Bună dimineața, Oana, bună dimineața, stimați telespectatori, mulțumesc pentru invitație. Noi revenim la primul subiect al dimineții. Facultatea de Litere din Craiova, editura Aius și revista Mozaicul vă invită mâine la evenimentul Marin Beșteliu, Convenția Gândirii Critice, Evocări și Interpretări, dar și la lansarea ediției a doua a cărții Tudor Arghezi, Poet Religios. Cristi, spune-ne despre ce este vorba. Știu că acolo sunt invitați și așteptați foarte mulți studenți. Foarte mulți studenți. Moderator va fi profesorul Nicolae Panea și printre cei care participă la eveniment se numără mulți dintre foștii studenți ai lui Marin Beșteliu, dar și colegi de catedră și de asemenea numeroși, după cum spuneai și tu, numeroși studenți. Marin Beșteliu a fost una dintre personalitățile extrem de importante din Facultatea de Litere și din Universitatea din Craiova și dacă ar fi să îl caracterizăm, cred că cel mai bun cuvânt prin care l-am putea caracteriza ar fi acela de echilibru. Marin Beșteliu a fost o personalitate echilibrată într-o lume în care, cum să spun, lucrurile se inflamează foarte rău, în care orgoliile sunt mereu la înălțime și apar de fiecare dată conflicte pe lucruri care altora li se par minore, având în vedere că era și o zonă de activitate extrem de delicată, aceea criticii literare. Criticul literar este o persoană extrem de într-o postură extrem de inconfortabilă din acest punct de vedere. Marin Beșteliu a fost în permanență o persoană de echilibru care a știut să țină cumva să asigure balanța între toate acele, să spunem, tensiuni care sunt inerente unei activități în lume universitară, dar și în lumea literară. Evenimentul care are loc mâine, Marin Beșteliu, Consecvența Gândirii Critice, dorește să readucă în plan, dincolo de personalitatea lui, și personalitatea critică. Din acest punct de vedere, Craiova a avut câteva nume importante din critica literară. Alexandru Piru a fost un nume, Eugen Negrici, dar fiecare dintre aceste personalități s-au făcut remarcate în afara Craiovei. Marin Beșteliu a fost o persoană care a rămas în Craiova și care a dezvoltat un tip de critică literară rămânând aici. Ultimul, să spunem, exemplu important de critic literar, Eugen Negrici, deja nu mai este în Craiova, este în București și nu-l mai putem socoti drept craiovean. De aceea este important acest lucru, deoarece Marin Beșteliu a rămas în Craiova și a continua să fie un ferment al criticii literare. El făcea o critică, să spunem, literară clasică, nu departe de toate aceste inovații și de toate aceste citiri din perspective postmoderne, dar modul lui așezat și extrem de, să spunem, care diseca opera în bucățele și o punea așa pe o tarabă, arătându-și toate elementele din care este construită, reprezintă un tip de critică de care avem nevoie și care se plia foarte bine pe mediul universitar și pe structura aceasta de a învăța pe studenți. Faptul că el citise foarte mult Arghezi și de altfel și volumul care s-a lansat acum, a doua ediție a volumului Tudor Arghezi, Poet Religios, este de asemenea un lucru extrem de interesant, pentru că despre Arghezi s-au scris foarte multe lucrări, teze de doctorat și așa mai departe, insistându-se asupra inovației, asupra limbajului și așa mai departe. Marin Beșteliu merge într-o zonă aceasta lui Tudor Arghezi și poezia religioasă,
o direcție pe care înainte de 1989 cu greu puteai să o abordezi, că era un subiect extrem de sensibil și ar fi trecut cu greu de cenzură sau n-ar fi trecut de tot, deloc. Și atunci cred că nu ar fi trecut deloc. Și atunci după 90... S-a dezvoltat practic tot. Este un eveniment important și pentru viața universitară a Craiovei și pentru viața literară a urbei noastre. Care crezi că este punctul forte al unui critic literar? Din păcate, acum, în actuala conjunctură, instituția criticului literar nu prea mai există. Înainte de 1989 era un lucru cu foarte mare greutate. O cronică, dacă îți publicai un volum, o cronică în România Literară sau în Luceafărul sau în revista Ramuri, dacă vorbim în Craiova, putea să însemne diferența dintre succes și eșec. Acum lucrurile nu mai stau așa, pentru că piața de carte este cu totul alta, pe de o parte. Pe de altă parte, există multe alte instanțe cărora ne raportăm și multe dintre aceste instanțe vin din zona online-ului. Există foarte multe site-uri de specialitate în care foarte mulți fac cronică de întâmpinarea cărții sau critică literară așa, fără neprofesionist, dar care au foarte mare influență în rândul cititorilor. Cineva care are o rețea de socializare și are 5.000 de prieteni acolo și recomandă o carte, poate să aibă mai mare succes decât o cronică literară publicată în România Literară. Deci lucrurile arată cu totul altfel în momentul de față. Și iată că mediul online și aici este prezent. Este prezent și lucrurile se schimbă foarte mult, pentru că în acest mediu ceea ce putem să numim cronică de carte sau de film sau și așa mai departe se face mai mult în marinieră impresionistă, în sensul în care fiecare își pune părerea lui sau ce crede el despre respectiva operă artistică, fără să aibă pretenția unei analize, să zicem, profesioniste, așa cum se făceau cronicile literare în revistele vremii și cum se mai fac și acum, dar poate tocmai ca urmare acestui tip de abordare este mai prizată și mai gustată de publicul larg. Deci se pierde o oarecare rigurozitate pe care criticul literar, așa cum știm noi instituția aceasta, o avea, se câștigă mai mult în domeniul comunicării directe și personale. Și sunt sigură că studenții sunt atrași de a doua variantă. Studenții sunt atrași de a doua variantă pentru că lucrurile sunt mai umane, mai directe. În momentul în care criticul era undeva sus pe un piedestal și de acolo cu morga lui și cu statutul pe care îl avea, putea să spună și putea să dea verdicte. Este o carte bună, nu este o carte bună, merită, nu merită și așa mai departe. De data aceasta lucrurile sunt altfel. Cel care își... Cum ai spus și tu, echilibru, ajungem la echilibru. Da, cel care își prezintă opiniile despre respectiva operă o face de la alt nivel și în alt context, care într-adevăr uneori este mai ușor de acceptat de către publicul larg. Și, repet, iar mediul de difuzare, mediul online de difuzare este mult mai mare decât era în urmă cu câțiva ani mediul revistelor literare tipărite. Noi mergem mai departe cu un alt subiect. An de zile, clienții CEZ au fost terorizați de preavizele, notificare de deconectare transmise de furnizori prin poștă, care fie ajungeau cu întârziere, fie nu ajungeau niciodată. Noul regulament de furnizare a energiei electrice a intrat în vigoare la 31 octombrie 2014. CEZ obligă să trimită preavizele prin scrisori recomandate. Chiar era nevoie de aceste scrisori recomandate? Da, această decizie a intrat în vigoare ca urmare a unui ordin al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei, care a emis în acest an un ordin pentru aprobarea regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienții finali, așa cum sunt numiți consumatorii casnici, și regulament care a intrat în vigoare pe data de 31 octombrie 2014. Și am să citez puțin din acest. Potrivit noului regulament de furnizare, mai precis potrivit articolului 61, preavizul de deconectare se transmite clientului final printr-una din următoarele modalități. Prin curier sau prin poștă cu confirmare de primire, aici este lucrul cel mai important, prin mijloace electronice, în cazul clientului final cu care furnizorul a convenit transmiterea facturii prin mijloace electronice. Cu alte cuvinte, în momentul în care îți
închei respectivul contract, cu firma de distribuție, el trebuie să te întrebe și să cădeți de comun acord modalitatea în care se comunică cu tine. Și în mare parte această comunicare trebuie să fie pe cale electronică. Există cazuri în care nu poate fi făcută. Există cazuri în care nu poate fi făcută. Hai să ne gândim la zona rurală. Exact, dar în mare parte așa este. Foarte mulți au acces la o adresă de mail pe care o consultă zilnic și modalitatea aceasta de a fi informat este cea mai ușoară și cea mai accesibilă. Cea mai ușoară, cea mai accesibilă și ești sigur că primești informația la timp. Bun. Într-adevăr, există o mare parte, sau există o parte a abonaților, a clienților final, cum sunt numiți, care nu au acces la mijloace electronice și atunci trebuie să fie informați prin poștă. Până acum lucrurile stăteau așa. Furnizorul de energie electrică, CEZ în cazul nostru, îți trimitea respectiva, sau emitea de fapt mai precis respectiva decizie prin care era înștiințat că trebuie să plătești, că dacă nu vei fi deconectat, și după aceea, după ce ei o emiteau, ți-o trimiteau prin poștă. În momentul în care ei emiteau respectiva decizie și o trimiteau prin poștă, responsabilitatea lor înceta. În sensul, nu, și am să traduc așa într-un limbaj puțin mai colocvial, în sensul, nu știu, noi am emis... Noi ne-am făcut treaba, dar acum emis, nu mai chiar mai noastră. Departe este, noi avem o relație contractuală cu Poșta Română, este treaba poștei, dacă își face sau nu își face treaba, nu mai este treaba noastră. Și aici cădea vina pe Poșta Română. Și aici cădea vina pe Poșta Română și de multe ori vina era transmisă poștei fără neapărat să fie a ei. În sensul că plicurile erau trimise târziu și așa mai departe, adresele erau puse incorrect. Respectivul regulament merge puțin mai departe și obligând furnizorul de energie electrică să expedieze cu confirmare de primire, pune puțin ordine în acest lucru, în sensul că de data aceasta trebuie să se asigure că respectivul consumator a și primit înștiințarea. Este ceea ce face, de exemplu, ANAF. ANAF-ul îți trimite respectivele decizii doar cu confirmare de primire. Nu spun că ce se întâmplă la ANAF e foarte bine, că am mai discutat acest lucru. Da. Tocmai exact. Așteptam să mai zici ceva ca să contrazic. Dar în ceea ce privește modalitatea aceasta prin care tu ești obligat să iei la cunoștință de conținutul respectivului document, este, pe de o parte, și în avantajul instituției respective, care se asigură că respectivul clientului a primit informația, dar și în avantajul tău, pentru că în momentul în care informația a fost transmisă, ești la curent și dacă nu ți-o transmite în timpul legal, ai dovada acestui fapt. Exact. Confirmarea de primire spune exact data când a fost trimisă respectiva scrisoare, când a intrat în posesia ta și așa mai departe. Uite, citeam cititorii Gazetei de Sud, lasă comentarii și impresii la articole și citez. Cei de la CEZ fac legea cum doresc ei și trimis somații și amenințări fără justificări, neavând concurență, recurg la fapte urâte. Este unul dintre... Poate omul a avut probleme de acest gen. Poate omul a avut probleme și este unul dintre reproșurile constante care se aduc celor de la CEZ. Într-o astfel de situație în care, cum spunea cititorul Gazetei de Sud, nu există concurență, clientul se numește client captiv. Și în mod normal, într-o relație, să zicem, de piață deschisă, nu știu, să luăm în calcul telefonia mobilă. În momentul în care intri într-un oarecare sau ai o neplăcere cu respectiva companie de telefonie mobilă, poți să te duci la altă companie, dar de multe ori funcționează și amenințarea că mă mut de la voi și pierdeți client. Și în momentul în care le spui nemulțumire... Vin cu noi oferte. Da, dar în care le spui nemulțumirea, uite, eu consider că nu am fost tratat corect, eu să n-am fost client și așa și așa și am nemulțumirea 1, 2, 3. Ca urmare, vă informez că o să mut abonamentul la altă companie. Brusc devine extrem de amabil și se găsește o cale de schimbare. Așa este. Bun. În cazul consumatorilor captivi nu există această situație și trebuie să recunoaștem că toate companiile și toate instituțiile, pentru că și termoficarea într-o astfel de situație și compania de apă și așa mai departe, care au această poziție, automat au o aroganță în relația cu clientul.
este un tip de comportament întâlnit des la noi românii. Întâlnit des la noi românii. Uite, nu știu cum funcționează povestea în alte părți, cum sunt tratați consumatorii captivi în alte părți, dar la noi, în momentul în care o companie are poziție de monopol, fie că este firească, nu putem să avem rețele de distribuție ale apei paralele, ar fi absurd. Sau ale... Absurd, da. Deci, fie că pur și simplu s-a întâmplat așa, de fiecare dată comportamentul lor devine unul inegal. În sensul că nu-ți convine, ok, poți să te debranșezi. Evident că nu te poți debranșa de la rețeaua de energie. În anumite zone mai încearcă câțiva să-și obține independența energetică și pun tot felul de panouri și așa mai departe. Oricât, da. Nu ai niciodată, nu o să poți ajunge la... Dar din punctul acesta de vedere, într-adevăr, există o atitudine de aroganță în relația dintre consumator și compania respectivă. Și este, repet, ea se întâlnește nu numai în cazul CEZ-ului sau și în cazul tuturor companiilor care au clienți captivi. De ce zi asta trebuia luată mai devreme? Da, era o decizie absolut normală pentru a obliga furnizorul de energie electrică să gândească un pic altfel relația cu clientul final. Dar, repet, în mod normal nici măcar n-ar fi trebuit să fie obligat, ar fi trebuit să facă acest lucru din proprie inițiativă. Dovadă că, repet, dacă e să facem o analogie cu companiile de telefonie mobilă, acolo informația despre abonamentul tău, cum trebuie plătit și așa mai departe, o ai în permanență. O ai la îndemână, oricând, oricum, poți să accesezi în permanență informația despre ce abonament ai, cât mai de plătit și așa mai departe. Nu se întâmplă niciodată să te trezești cu telefonul deconectat fără să știi că mai ai de plătit. Și dacă te uiți pe o factură, parcă scrie în chineză, adică e foarte greu să înțelegi ce sumă trebuie să plătești, ce sumă ți-a fost plătită până acum, ce ți-a rămas din urmă, cât mai ai. E o întreg amalgam de neclarități. Da, povestea aceasta cu facturile a făcut obiectul multor articole publicate în Gazeta de Sud și, într-adevăr, lucrurile sunt destul de complicate, cel puțin din punctul nostru de vedere, din punctul de vedere al companiei furnizoare de energie electrică. Lucrurile sunt destul de clare pentru că ei lucrează în sistemul ăsta și lor lucrurile li se par explicite. Este, de asemenea, o situație în care compania nu empatizează foarte mult cu clientul ei final. Așa e. Trecem mai departe și vorbim despre elevii din Dolj. Doljul are cu peste 2500 de elevi, mai puțin decât în anul de învățământ 2012-2013. Așa arată statisticile la nivelul inspectoratului școlar județean Dolj. Totuși, la nivel primar, numărul școlilor este mai mare, școlarilor este mai mare decât în anul trecut. Haideți să vedem un material filmat de colegii mei, după care revenim în direct. În anul școlar 2012-2013, în Dolj se înregistrau 98.600 de elevi. În 2013-2014, numărul a fost mai mic, de aproximativ 97.000, și a scăzut anul acesta la 96.000. Dacă în anul școlar 2012-2013 au funcționat în învățământ un număr de 17.022 de copii, în acest an școlar sunt înregistrați în învățământul preșcolar aproximativ 17.000 de copii. În învățământul primar, de la 27.000, de la peste 27.000 de elevi înscriși în învățământul primar, în anul școlar 2013-2014 numărul lor a scăzut, însă în acest an școlar am revenit la peste 27.000 de elevi înscriși în învățământul primar. Cât privește situația învățământului primar, Doljul stă mai bine. Totuși, aceasta nu se menține constantă, schimbându-se de la an la an. Dacă în anul școlar 2012-2013 am înregistrat 24.596 de elevi înscriși, în acest an școlar avem 23.746 elevi înscriși în învățământul gimnazial. În ceea ce privește învățământul liceal, se înregistrează tot o scădere a numărului de elevi, de la 26.134 în 2012-2013 la 23.225 în anul școlar 2014-2015. Numărul elevilor din învățământul gimnazial și liceal este și el în scădere. Numărul elevilor din învățământul profesional și tehnic era în anul școlar 2012-2013 de 1.520, iar acum depășește cu puțin 1.300. Am revenit în direct. Tot mai puțin elevi în Dolj. Da, este... Cred că o analiză demografică ar fi mai interesantă și ne-ar da situația mai exactă, situația populației școlare în județul Dolj.
Din cifrele oferite de Inspectoratul Școlar Județean, este clar că în anii anteriori a existat o scădere a numărului de elevi în ciclu primar și este normal ca această scădere să se reflecte ulterior în ciclu gimnazial, nu? Copiii au trecut din ciclu primar în ciclu gimnazial și se simte acolo și acolo o scădere. După câte am înțeles din informațiile oferite de Inspectoratul Școlar, acum urmează o creștere în ciclu primar. Totuși, diferențele sunt destul de măricele. Destul de măricele. 2000 și ceva de 2500 de elevi mai puțin în anul acesta decât în anul de învățământ 2012-2013. Repet, un studiu de demografic pe populația școlară ne-ar putea indica dacă vorbim de o scădere a numărului de copii, despre fenomenul de abandon, nu trebuie nici acesta neglijat, deoarece fenomenul de abandon începe să se manifeste cu pregnanță undeva în gimnaziu și crește spre liceu, în special în zona rurală, sau este și efectul unui alt fenomen social despre care am discutat, și anume plecările la muncă în străinătate. Într-adevăr, în ceea ce privește partea aceasta de abandon școlar, zona rurală este cea mai afectată și dacă în zona primară, să spunem că mai există în mediul rural tendința părinților de a-i trimite la școală, în gimnaziu, de când copiii cresc în gimnaziu, deja mulți părinți încep să nu mai simtă utilitatea școlii pentru copii. Copiii încep să fie folosiți la munci, fie în gospodărie, fie să... Există și posibilitatea asta ca un copil să dorească să meargă la școală și să nu poată pentru că este trimis la muncă de părinți. Da, este unul dintre fenomenele care se înregistrează în zona rurală și este un fenomen destul de alarmant. Există studii UNICEF care trag un semnal de alarmă în legătură cu folosirea în mod repetat a copiilor la muncă, în special în zonele subdezvoltate din punct de vedere economic. Mă gândesc la Rebreanu când scriam oromeții. La Marin Preda. Marin Preda, când scriam oromeții. Se gândea oare Marin Preda că ajungem în 2014 și așa o să fie? Da. Niculae, care voia să se ducă la școală. Da, mecanismul din oromeții este... cum să spun, este... Se oglindește perfect acum la noi. Da, și era revelator pentru un tip de civilizație arhaică. Da. Acolo unde familia trebuia să rămână ca un stup, copiii nu plecau din mediul familial până când nu se căsătoreau și de multe ori chiar căsătoriți rămâneau în același loc. Din acest punct de vedere, într-un fel era justificat tipul acesta de comportament. Civilizația sau societatea nu evoluase la vremea respectivă, atunci pătrundeau elementele de modernism în civilizația rurală. Acum lucrurile stau cu totul altfel. Vorbim despre o societate care ar trebui să fie modernizată și în care realitățile ar trebui să fie altele. În care nivelul de instrucție și de educație ar trebui să reprezinte un element extrem de important în asigurarea viitorului copiilor. Din păcate, de multe ori în zona rurală acest lucru nu este simțit cu atâta importanță, deci părinții nu dau atenție foarte mare educației copilului, poate și pentru faptul că în societatea noastră încă nu există o legătură explicită și directă între nivelul de studii și câștigul de după aceea. Prestigiul social la noi este dat mai mult de câți bani ai, indiferent prin ce mijloace ai câștigat respectivii bani. Și atunci, faptul că ai studii sau copilul învață cel puțin din punct de vedere al părinților, nu îi avantajează foarte mult pe copii. Pentru părinții e mai important copilul să muncească, să învețe să muncească și mai departe să-și găsească un loc de unde să câștige bani. Din păcate, tipul acesta de comportament duce la un regres al societății. Nu este de mirare că numărul de analfabeților crește în țara noastră, ceea ce este extrem de alarmant, și o societate în care educația,
accesul la educație este restricționat pentru mulți copii, începe să devină o societate cu foarte multe probleme, cu probleme de delicvență, cu probleme de anomie socială și așa mai departe. Un părinte care nu-și lasă copilul să se ducă la școală n-ar trebui decăzut din drepturile părintești? Nu, este complicat de luat o asemenea decizie. Decăderea din drepturile părintești se face atunci când există un abuz foarte grav asupra copilului. Atunci când viața copilului este pusă în pericol și așa mai departe. Într-adevăr, a nu-i permite copilului să aibă o educație este un lac de agresiune asupra viitorului lui, dar cea mai bună modalitate de dezvoltare a copilului este în familie. Și a ne grăbi să spunem, nu, copilul trebuie, părintele trebuie amenințat. Poate să faci o greșeală. Poți să faci o greșeală și să afectezi copilul mai mult decât să-i faci bine. Și atunci, cred că în primul rând, cel mai important ar fi ca societatea noastră să înceapă să valorizeze foarte mult pe cei cu educație. Ceea ce nu se întâmplă în momentul de față. Modelele pe care noi le promovăm sunt... Nu neapărat sunt modelele celor care au reușit grație muncii și așa mai departe. Acum, că a fost Ziua Națională a României, am văzut pe toate posturile modele de români de succes și oameni care au muncit și au ajuns fie în străinătate, fie aici și așa mai departe. Dar a fost acum de Ziua României. După care o să ne întoarcem la starletele de 3 lei și o să ne întoarcem la cei care își etalează ostentativ banii obținuți prin cine știe ce mijloace și aceștia vor fi din nou promovați pe toate canalele media. Și atunci ne întrebăm de ce unii părinți nu-și mai trimit copiii la școală. Modelul social pe care societatea îl propune joacă un rol extrem de important. Și noi trebuie să ne asumăm vina pentru acest lucru, noi toți. Dacă tot vorbeam de nivelul de educație și vorbeam de 1 decembrie, haideți să vedem ce s-a întâmplat ieri la Târgu Jiu. Ziua Națională a fost din nou un prilej pentru ca Târgu Jienii și nu numai să beneficieze de fasolea, cârnații și vinul fiert oferite de autorități. O persoană a fost luată cu ambulanța după ce a leșinat, iar alți cetățeni s-au simțit rău după ce au fost prinși în înghesuiala de la restaurantul unde s-au servit fasolea cu cârnați și vinul fiert. Iată că la Târgu Jiu, și sunt convinsă că în toată țara s-a întâmplat... Lucrurile s-au mai schimbat un pic până acum câțiva ani de întâi. Pentru că vorbeam de educație și pentru că vorbeam de modele. De modele, exact. Până acum câțiva ani, tipul acesta de manifestare organizat cu ocazia Zilei Naționale a României cuprindea o parte extrem de oficială, ceremonial, religios, și militar serioasă, și așa de mai departe. Construit pe principiul că instituțiile cu cea mai mare încredere în ochii populației sunt biserica și armata și atunci ele erau prezentate, după care erau oferite un concert de muzică de care o fi, ușoară în unele orașe, mai populară în altele, în sfârșit, manele în alte părți, în funcție de la caz la caz. Și, dar era muzică, cert, da, era că era muzică. Și aproape în niciun oraș nu lipsea povestea aceasta cu oferirea gratuită a mâncare, că sunt sarmale, că sunt și a băuturii alcoolice. Da, exact. Și se crease de asemenea chiar un tip de așteptare. Deci lumea venea acolo de 1 decembrie să vadă, dar să mănânce și să bea. Era tipul acesta de... Hai să nu fie răutăcioși, vinul nu e băutură alcoolică, e... Da, este considerat aliment. E considerat aliment, da. Dar tipul acesta de manifestare organizat stimula un astfel de comportament. Comportamentul cetățeanului de un anumit nivel care se duce să îi se dea ceva. Este același timp de comportament care a fost stimulat în foarte multe campanii electorale. Nu exista o campanie electorală fără mici și bere oferite de respectivul candidat. Până acum ceva timp. Și care coboară nivelul relației cu autorităților extrem de jos. Extrem de jos. În ultima perioadă lucrurile au început să se schimbe pentru că, în primul rând, sub presiunea, să spun, opiniei publice. Imaginea acela cu oamenii care se înghesuiau călcându-se în picioare să obțină o porție de fasole sau trei sarmale, a aruncat o lumină foarte proastă asupra celor care organizau evenimentul și și-au dat seama că pierd
mult la nivelul imagine. Calculul a fost pur, să spunem, de imagine. Și atunci elementele acestea au început să dispară. Până la urmă și-au dat seama că mai mult pierd chiar și votul. Multe dintre ele erau făcute în scop strict electoral și și-au dat seama că mai mult pierd la nivelul imaginii în general decât câștigă oferind 200 sau 300 de, pentru 200 sau 300 de oameni mâncare și băutură gratuit. Numai că și în București a dispărut complet obicei. Și în orașele mai importante a dispărut acest obicei. În schimb, în orașele, lucrurile se dezvoltă după un anumit model cultural. Obiceiul apare în primul rând în centru și începe să se răspândească ușor-ușor spre periferie. Așa s-a întâmplat. La Târgu Jiu încă s-a mai păstrat respectul obicei. Probabil că anul viitor nu se va mai organiza nici acolo, pentru că... Bine, mai... s-a păstrat, dar uite, oamenii au fost la restaurant, n-au mai fost pe drum, pur și simplu. N-au mai fost dar pe... chiar și așa... Chiar și așa, în momentul... Au existat incidente. Da, în momentul în care se dă ceva gratuit, lucrurile în România scapă de sub control. Deci și de e un... ceva mai cu tigăile? Cam în aceeași zonă în care se dă este o ofertă la ceva și lucrurile scapă de sub control. În momentul în care primește ceva gratis sau are ofertă la ceva, românul... Chit că îi trebuie, chit că nu îi trebuie, exact. E acolo. Sunt convins că cei care s-au înghesuit acolo pentru porția aceasta de fasole nu aveau o problemă să-și plătească singur acasă o fasole. Dar faptul că se dă gratuit e... E mai gustoasă, e mai... Și până la urmă lucrurile nu ar fi atât de grave dacă nu ar crea un tip de comportament care te leagă de autorități. Păi, în momentul în care autoritatea, nu știu, primarul, președintele Consiliului Județean, ăla care îți dă ție o farfurie de mâncare, ți se accentuează mentalitatea aceasta de asistat social. În alte părți ar putea fi considerat o jignire. Un astfel de tratament. La noi este ajuns să te calci în picioare pentru ea. Unde ar fi considerat o jignire? Cred că tot e la modă să discutăm despre asta. Cred că în spațiul german, nu cred că lucrurile stau chiar așa. Ar fi interesant de văzut. Exact. Mergem mai departe și vorbim despre pericolele care se ascund după creșterile de sărbători oferite de bănci. În căutare de clienți, băncile sunt dispuse să ofere credite fără dobândă sau carduri de credit cu dobânzi mici. Cum sărbătorile bat la ușă, mulți români sunt tentați să se împrumute sau să facă ca să facă față cheltuielilor de sezon. Economiștii le atrag atenția să se intereseze de la început cât de mari sunt dobânzile sau pentru că acestea se pot dovedi extrem de păguboase dacă nu sunt plătite la timp. Iată că găsim alte tertipuri la bănci pentru a atrage clienții. Putem să le numim așa? Da, relația băncilor cu consumatorii, cu clienții, să le spunem, este o relație extrem de interesantă. De ce spui asta? Pentru că în mod clar, de cele mai multe ori, ceea ce prezintă băncile, chiar din punct de vedere al publicității, din punct de vedere comercial, nu corespunde 100% cu realitatea contractuală. Lucrurile au mers până acolo încât sunt bănci care au fost date în judecată, exact, de clienți și clienții au invocat faptul că au existat comisioane ascunse în interiorul contractului și au existat bănci care au pierdut aceste procese, ceea ce arată că au avut o relație incorrectă cu clientul. Este evident că în momentul de față sistemul financiar nu este încă pornit sau nu este deblocat așa cum ar trebui, cum este la fel de evident că o parte importantă a responsabilității pentru criza financiară este nebunia creată la vremea respectivă de credit doar cu buletin. Ne aducem aminte de toată isteria aceea care se... Credit cu buletinul, exact. Credit doar cu buletinul. Te dea cu buletinul și puteai să-ți cumperi orice. În goana băncilor de a recruta mereu clienți au stimulat foarte mult apetitul acesta pentru consum, care nu avea în spate o bază economică reală. Și povestea s-a umflat așa cum se umflă o gogoașă. Și în momentul în care cei care se îndatoraseră foarte mult la bănci, este drept, vina le-a aparținut și lor, nu poți să îți faci atât de multe rate fără, exact, să te asiguri că le poți plăti la un moment dat. Și în momentul în care aceste lucruri nu au mai putut fi plătite,
povestea s-a desumflat. Or, tipul acesta de comportament băncile continuă să-l aibă, pentru că în loc să stabilească o relație foarte echitabilă și să stabilească un nivel de dobânzi cu agenții economici și în felul acesta economia să poată fi mai departe finanțată, una dintre problemele în momentul de față pentru care economia nu pornește este că agenții economici nu au cash flow. Da. Și atunci, având nevoie de bani, trebuie să apeleze la credite bancare. Creditele bancare pentru agenții economici sunt foarte complicate, sunt foarte scumpe și așa mai departe. În loc să îi alegi pe oameni, să le propui de sărbători, să facă card de cumpărături și așa mai departe, mai bine stabilești o relație onestă cu agentul economic, care în felul acesta se dezvoltă și poate omului oferi un salariu mai bun. Și în momentul în care, evident, omul va avea un salariu mai bun, se va îndrepta către consum. Or, lucrurile la noi sunt puse invers. Tot încercăm să stimulăm consumul, dar fără ca acest consum să aibă în spate o producție economică. Să nu mai vorbim de faptul că tot acest consum care este stimulat sau pe care băncile încearcă să-l stimuleze prin creditele pe care le oferă, nu stimulează economia românească, pentru că la noi se mai produc foarte puține lucruri și iar bunuri de consum aproape deloc. Așa noi putem este. Să ne cumpărăm și televizoare și calculatoare și frigidere și laptopuri și telefoane mobile și ce vrem noi să ne cumpărăm, dar câte dintre acestea sunt produse în România și câți dintre acești bani pe care noi îi luăm de la bancă și ne cumpărăm nu știu ce super plasmă 3D se întorc în economia noastră? Încă o întrebare aici. Crezi că publicitatea băncilor e agresivă? Da, publicitatea băncilor este extrem de agresivă pentru că au bani și își permit să facă, acest agresivă. Lucru. Problema nu ar fi neapărat că este agresivă, ci să fie onestă. Bun, nu poți să ceri orice publicitate, scoate în evidență aturile pe care le are respectivul produs. Dar în cazul băncilor, această publicitate nu trebuie să aibă elemente ascunse. Până la urmă, publicitatea mincinoasă este interzisă. Ca și publicitatea comparativă. Nu am voie să spun că acest produs este nu știu cum, dacă el nu este așa. Și ca urmare, tipul acesta de ambia clientul să vină și oferă nu știu ce reducere sau nu știu ce card care are foarte multe avantaje, după care descoperi că de fapt lucrurile nu stau deloc așa și că tu plătești mult mai mult decât ai fi așteptat, nu este foarte, foarte în regulă. Și repet, tipul acesta de comportament a făcut ca de multe ori băncile să piardă procese în relațiile cu clienții. Mergem mai departe și vorbim de ucenicia care este la modă în străinătate, dar la noi nu. Ucenicia la locul de muncă este solicitată în majoritatea țărilor europene. Din păcate, în România sunt puțini angajatori care încheie contracte cu tineri fără experiență pentru a instrui. În ultimii 2 ani, doar 6 firme au apelat la această soluție, în ciuda faptului că pentru fiecare tânăr, o companie primește un sprijin financiar din partea statului. Haideți să urmărim un material filmat de colegii mei, după care revenim în platou. Formarea profesională a ucenicului cuprinde pregătirea practică și, după caz, și pe cea teoretică. Tânărul beneficiază de contract de muncă în regim particular. Cât privește plata, aceasta este cel puțin egală cu salariul de bază minim brut pe țară. Ucenicia la locul de muncă se adresează pe de o parte tinerilor cu vârsta de peste 16 ani care doresc să se concentreze pe învățare pornind de la situațiile reale, concrete, cerute de practicarea unei meserii la locul de muncă, iar pe de altă parte se adresează angajatorilor care doresc să își asigure forță de muncă calificată la nivelul cerințelor proprii. Avantaje nu are doar ucenicul, ci și angajatorul. Din păcate, în județul Dolj, în ultimii 2 ani, doar 6 firme s-au arătat interesate de această oportunitate, 3 în 2013 și tot 3 în 2014. Angajatorul care încheie un contract de ucenicie poate solicita și beneficiază de 60% din valoarea indicatorului social de referință în vigoare pentru fiecare contract de ucenicie încheiat, respectiv de 300 de RON. La finalul uceniciei, tânărul primește un certificat de competențe profesionale. Dacă practicantul dorește dobândirea unei calificări de nivel 1, perioada de ucenicie nu trebuie să fie mai mică de 12 luni. Pentru cea de nivelul 2 e nevoie de minim 2 ani de experiență. Cât privește calificarea de nivelul 3, ucenicul trebuie să lucreze cel puțin 36 de luni. Am revenit în direct. Iată că la noi nu e așa de... Ucenicia nu e la modă. Au fost doar 6 firme care au apelat la această soluție.
Da, în condițiile în care există o lipsă de personal calificat în anumite meserii. Ucenicia, într-adevăr, este o metodă extrem de utilizată în străinătate, dar acest lucru se întâmplă în condițiile în care, să spunem, predictibilitatea economică are un anumit nivel. Am văzut că un ucenic, dacă dorești, există trei paliere de competențe pe care el trebuie să le aibă. Și pentru primul are nevoie de un an de experiență, pentru al doilea 2 ani și pentru al treilea 3 ani de experiență practică. O firmă care dorește să califice la locul de muncă un ucenic, știind că timp de 3 ani de zile el va activa în domeniul acesta, după 3 ani de zile va obține respectivul calificativ și probabil va fi și angajat al firmei, în toată această perioadă, fac o paranteză, el este plătit, am văzut și modalitatea, presupune că firma respectivă are un plan de afaceri foarte bine pus la punct și știe foarte clar cum va evolua în următoarea perioadă. La noi e puțin mai complicat să-ți faci un plan Cred de afaceri pe 4-5 ani de zile, pentru că nu știi niciodată ce se întâmplă de pe o lună pe alta, nu știi niciodată ce taxe și impozite se mai introduc, nu știi cum evoluează piața și, în general, lucrurile nu sunt atât de clare și de precise ca în alte părți. Acest lucru nu are cum să nu aibă repercursiune asupra a ceea ce se întâmplă în relația cu școala și cu cei care propun formula aceasta de ucenicie. Dar nici tinerii nu sunt chiar atât de interesați la noi. Povestea aceasta cu interesul tinerilor... Să nu ne ascundem după dege, da, pentru că așa este. Sunt puțini tineri care sunt interesați și sunt puțini tineri care realizează că ai nevoie de mult timp pentru a învăța bine o meserie. La noi, orice tânăr care dorește să facă o meserie, nu știu, mecanic, auto, toți se pricep să fie mecanici auto, toți se pricep să fie tâmplar, zugrav, toată lumea se pricepe la tot. Și să-i spui cuiva care are nevoie de 3 ani de zile ca să învețe meserie foarte bine în domeniul respectiv, o să spună nu, 2 luni de zile este pas în domeniul respectiv. Este de asemenea un tip de comportament destul de des întâlnit în societatea noastră, pentru că la noi lucrurile nu se fac temeinic. La noi, dacă cineva face un lucru timp de 2 luni, crede că are experiență foarte vastă în domeniul respectiv. Dacă îi spui că trebuie să facă 3 ani de zile și încă mai are de învățat după aceea, nu o să creadă și o să zică că ce este asta. Pentru că totul pornește de la mentalitate. Exact. Așa este. Mergem mai departe și dacă tot vorbeam că totul pornește de la mentalitate, următoarea știre are legătură cu ceea ce am spus. Aproape uitați de patria mamă și prigoniți de cea adoptivă, românii din Serbia încearcă să-și croiască singur drum în istorie și destin. După decenii în care nu au avut voie să spună că nu sunt sârbi, acum autoritățile se străduiesc să împiedice aplicarea legii care le permite să învețe la școală limba maternă. Cu mare greutate au fost înființate clase în 5 din cele 60 de școli în regiunea în care trăiesc români. Iată că se întâmplă ceva și peste... Da, povestea românilor din Valea Timocului este... Noi am mai vorbit în emisiunea noastră. Am mai vorbit despre românii de acolo. Valea Timocului este o zonă extrem de interesantă. Ea se întinde atât în Serbia cât și în Bulgaria. Și acolo trăiesc un număr de români pe care nu-l știm. Nu există niciun recensământ real care să ne dea numărul de români. Pentru că de foarte multe ori, când se realizează recensământe, fie în Bulgaria, fie în România, ei nu-și declară etnia. O perioadă de timp, o mare perioadă de timp, inclusiv în timpul regimului comunist, dar și după aceea, atitudinea autorităților și din Bulgaria și din Serbia față de minoritățile naționale a fost o atitudine extrem de agresivă. Noi am vorbit foarte mult despre relația noastră specială cu sârbii și așa mai departe, dar în virtutea acestei relații pe care noi am numit-o specială și am vrut mereu să îi sprijinim și să fim alături de ei și așa mai departe, am uitat că ei nu au avut tot timpul o atitudine extrem de agresivă și extrem de intolerantă față de minoritatea română care trăiește în Serbia. Evident că Serbia au o problemă în general cu minoritățile naționale. Iugoslavia s-a făcut țăndări în urma proastei gestionări a relațiilor dintre grupurile etnice care au format această țară. Și toate acele masacre, toate acele crime care s-au petrecut în fosta Iugoslavie, conflictul aproape deschis existent între sârbi pe de o parte și albanezi în regiunea Kosovo, toate aceste lucruri fac ca sârbii să aibă o atitudine extrem de
și intolerantă față de, de minorități. Până la urmă, legea pe care eu a adoptat-o în urmă cu 10 ani, care permite înființarea de școli în limba maternă, au făcut-o la presiunea comunității internaționale, dar modul în care o pun în practică lasă foarte mult de dorit. Aproape putem să spunem că este un miracol faptul că românii de acolo își păstrează în continuare limba, în condițiile în care autoritățile au făcut tot timpul presiune asupra lor să nu mai vorbească limba română, în condițiile în care autoritățile din România n-au avut niciodată o preocupare în a-i sprijini. Noi am avut mereu o problemă în a interzice minorității maghiare din România să-și deschidă școli, universități în limba maghiară, în loc să avem o problemă cu românii din Ucraina, cu românii din Serbia, cu românii din Bulgaria, să-i sprijinim și să-i ajutăm să-și prezerve limba, obiceiurile și, și datinile. Și dacă am face acest lucru, poate am privit cu alți ochi și minoritățile din România și am înțelege importanța ca o minoritate să își poată învăța limba maternă în, în școli. Spuneam că românii de acolo au reușit să-și conserve traiul și obiceiurile și graiul, și, dar într-un mod extrem de interesant, ei vorbesc o limbă română foarte arhaică. Și dacă vorbim cu cineva din zona aceea, o să descoperim o altă limbă română, exact, poate asemănător cu ce s-a întâmplat în Basarabia. Lucrurile sunt într-un fel asemănătoare, pentru că ei au fost nevoiți să-și dezvolte, să-și păstreze limba pur și simplu în comunitatea respectivă, în familie și așa mai departe, fără să aibă un studiu sistematic. Și sunt mulți dintre ei care au venit acum și la studii în Craiova și în multe alte orașe și au mai primit sprijin din acest punct de vedere. Au mai existat donații de cărți, dar toate aceste activități sunt ale unor asociații, ONG-uri și așa mai departe. Nu a existat o politică guvernamentală coerentă din acest punct de vedere. Mergem mai departe cu știri de pe extern. Primele trupe extrem de rapide ale NATO, capabile să fie desfășurate în câteva zile în caz de criză, vor deveni operaționale de la începutul anului 2015, a declarat ieri secretarul general al Alianței. Iată că până acum nu erau capabile? Sau e ceva nou? Practic. Da, e ceva nou, pentru că Alianța Nord-Atlantică este o structură extrem de complexă, este o structură militară formată din numeroase state. Fiecare stat contribuie cu un anumit contingent militar, dar tipul de comandă și așa mai departe este unul extrem de complicat și cere foarte multe etape intermediare. Din acest motiv, din motivul că avem de-a face cu o forță militară multinațională. Și ori realitățile geopolitice din momentul de față și în special ce se întâmplă în zona aceea cu statul islamic au arătat că este nevoie de o forță care să aibă nivelul de decizie să fie cumva mutat într-o singură direcție și respectiva forță de intervenție să fie capabilă să acționeze în ore. Pentru că, anumite, dacă se întrunesc toate forurile de decizie, lucrurile sunt extrem de răspândite și până se ia decizia în toate punctele respective, criza poate să se acutizeze. Și atunci, la nivelul Alianței Nord-Atlantice, s-a gândit o structură care undeva în 2016 ar trebui să cuprindă cam 4.000 de militari capabili să intervină în 48 de ore, să poată să intervină în orice parte în care situația o impune. Și repet, ceea ce se întâmplă în zona aceasta, frontiera cu Irakul, Turcia, Siria, în toată zona aceea cu statul islamic, dar și conflictul din Ucraina și ce se întâmplă în zona Crimeei și așa mai departe, au arătat că trăim într-o lume în care conflictele pot să escaladeze de pe o zi pe alta și este nevoie de o forță care să intervină extrem de rapid, decizia fiind la nivelul conducerii Alianței Nord-Atlantice. Ulterior, dacă situația devine mai gravă, atunci se pot lua decizii și la nivel politic, să spunem, în țările componente ale Alianței Nord-Atlantice și lucrurile pot să evolueze. Dar să luăm exemplu din România. România, dacă trimite trupe într-o țară, este nevoie de acordul CSAT-ului, este nevoie de acordul Parlamentului, deci este o birocrație. Nu, este un... Nu este birocrație, este un sistem de luare a deciziilor care este normal într-o țară democratică, pentru că, anumite, dacă ducem
decizia la o singură persoană, în mod concret în România ar trebui la președintele României, că el este cel care poate să ia astfel de decizie, riscăm foarte mult. Și atunci este normal să existe aceste paliere de luare a deciziei. Președintele României ia decizia, dar trebuie să o ia după discuția din CSAT. Lucrurile trebuie apoi trecute prin Parlament, pentru că anumite ne întoarcem la un sistem pe care l-am mai avut. Dar, repet, acest mecanism de luare a deciziilor, care diferă de la țară la țară și care implică un lucru extrem mai complicat, poate să fie luat după ce măcar o forță rapidă a intervenit în zona respectivă. Și acest lucru ar trebui să fie gata, repet, la începutul anului 2016, va fi numit vârf de lance, va avea în jur de 4.000 de militari și decizia de a institui această forță a fost luată la începutul lunii septembrie, în momentul în care Rusia a anexat Crimea. Deci în momentul în care s-a produs acest lucru, la nivelul alianței a devenit foarte clar că Rusia are deja o politică extrem de agresivă și atunci pentru a contracara acest lucru au nevoie de o astfel de vârf de lance, cel puțin pentru a arăta că sunt capabili să reacționeze la mutări surpriză pe care Rusia le face. Mergem mai departe și vorbim despre protestele din Franța. Înarmați cu fluiere și megafoane, sute de directori de companii din Franța au defilat ieri pe străzile din Paris și Toulouse pentru a denunța ceea ce ei numesc taxele și birocrația excesivă care afectează activitatea celei de-a doua mari economii din zona euro. La noi se mai întâmplă asta? În momentul de față, guvernul de stânga din Franța, sub presiunea, să zicem, electoratului care l-a trimis acolo, a luat o serie de măsuri cei care conduc companiile le-au simțit extrem de agresive la adresa lor. Și Franța are în momentul de față o problemă de competitivitate economică. Iar aceste măsuri de stânga, care sunt în sprijinul angajaților, patronii le simt ca o agresiune asupra lor și simt că nu le permite să iasă din această criză economică. În mod concret, este vorba de introducerea așa numitului spor de penibilitate pentru angajații care desfășoară munci care presupun un statut social inferior. La noi cred că se numește sporul de rușine, dacă da, nu mă cam știu. Așa. De asemenea, interdicția de a angaja pe cineva pentru un program de lucru mai mic de 24 de ore pe săptămână. Deci tipul acesta de contracte de 2 ore pe zi, 2 ore pe zi și așa mai departe este eliminat prin această interdicție, ceea ce face ca decizia de a angaja pe cineva să fie un pic mai greoaie și ceea ce directorii companiilor simt extrem de puternic, obligația de a-i informa pe salariați în cazul vânzării unei firme. Aici este o problemă, pentru că de cele mai multe ori vânzarea unei firme este urmată automat de concedieri în zona respectivă. Cei care, directorii companiilor, doresc ca nivelul de decizie să rămână la ei, urmând ca angajații să afle ulterior despre această poveste. Măsurile, aceste trei măsuri pe care, sunt mai multe, dar acestea sunt cele mai importante. Și măsuri pe care guvernul instituit de François Hollande l-a luat pentru a răspunde așteptărilor pe care electoratul de stânga din Franța le are, pun într-adevăr o presiune destul de mare pe firmele din Franța, în condițiile în care, repet, ele nu-și găsesc deloc ritmul și Franța nu reușește să-și reducă nici deficitul bugetar și nu reușește să se restabilească. În condițiile în care alături Germania continuă să aibă o evoluție, să spunem, cât de cât acceptabilă pentru criza economică în care ne găsim, dar în Germania lucrurile stau cu totul altfel decât în Franța. Acolo nu există salariu minim pe economie, ceea ce înseamnă că patronii pot să angajeze persoane cu contracte de o oră, două ore pe zi și așa mai departe. Suplețea este mai mare, se muncește mai mult în Germania, sunt plătiți ceva mai puțin decât în Franța, dar economia merge mai bine. Oare cum reușesc?
Mergem mai departe și vorbim despre ultimul subiect al nostru, salariații din Germania, uite că tot vorbeam de Germania, care se duc la medicul de familie pentru a spune că se simt stresați, primesc din partea statului suma necesară pentru a plăti 7 întâlniri cu un psiholog care să-i trateze. În același timp, site-urile de joburi din România sunt pline cu anunțuri de recrutare în care rezistența la stres este una dintre cele mai importante cerințe ale angajatorului. Ei, de asta ce spui? Da, este... Că tot vorbeam de Germania, oarecum reușesc germanii să se mențină. Da, în general când se vorbește despre firmele din Germania, se spune că în Germania cei de acolo lucrează mai mult, au drepturi mai puține, au salarii mai mici și așa mai departe. Dar tipul de relație pe care angajatorii îl au cu angajații în Germania este unul extrem de, să spunem, corect. Și acesta este unul dintre exemple. Stresul la locul de muncă este în momentul de față unul dintre elementele importante în momentul în care judecăm un loc de muncă. În mod concret, la un anumit nivel, stresul este necesar în momentul în care desfășură activitatea, pentru că stresul înseamnă descărcarea unei anumite cantități de adrenalină și ai nevoie de adrenalină pentru a putea performa în zona respectivă. Problema se pune în momentul în care nivelul de stres depășește limita normală. Și anunțurile de angajare la noi, în special în companiile multinaționale, sunt explicite din acest punct de vedere. Se cere A, B, C și D, rezistență ridicată la stres. Deci, și în CV, dacă strece asta, e un lucru foarte bun. În loc să se considere că de la un anumit nivel încolo stresul devine contraproductiv și atunci este în regulă să faci ședințe la psiholog pentru a combate acest fenomen, la noi lucrurile se pun invers. Se consideră rezistența la stres ca o calitate. Și nu este neapărat așa. Fiecare dintre noi avem un anumit prag de rezistență la stres. În momentul în care acest prag este depășit, nu mai performăm, sau chiar dacă performăm la job, acest lucru are repercusiuni asupra vieții de familie, asupra relațiilor sociale și așa mai departe. Este motivul pentru care, în special în București, se simte foarte mult acest lucru la noi, motivul pentru care în mare parte din cei care lucrează în companiile naționale încep să aibă probleme de relație de cuplu, încep să aibă probleme de comportament social și acest lucru se simte foarte mult în studiile pe care sociologii și psihologii le fac pe segmentul de vârstă 30-35 de ani. Deci începe să devină o problemă foarte mare relaționarea în societate și asta în primul rând ca urmare a stresului și a agresivității crescute pe care nivelul de stres la locul de muncă o pune asupra noastră. Faptul că, și mai este un lucru extrem de important, la noi până acum, de câțiva ani când am început să se schimbe, dar destul de puțin, până acum a merge la psiholog era o problemă. Da. Faptul că mersul la psiholog te făcea ca fi nebun, așa îl înțeleg foarte mulți, dar nu e deloc așa. Exact. Și deși mai în glumă, mai serios, cam toată lumea recunoaște că nimeni nu este normal. Dar o spunem așa sub formă de glumă și zâmbind. De câțiva lucruri încep să se schimbe, oamenii încep să accepte că a merge la psiholog, a avea ședințe la psiholog este un lucru absolut normal atunci când ai o problemă, că este o problemă în familie, că este o problemă la locul de muncă dată de mersul de stres, la psiholog te ajută. Te ajută și nu înseamnă și nu trebuie să însemne o scădere a respectului de sine. La noi asta era problema principală. În momentul în care merg la psiholog, îmi pierd foarte mult din respectul. Deci înseamnă că am o problemă psihică și îmi pierd foarte mult din respectul față de mine. Ceea ce nu este deloc adevărat. Cristi, mulțumesc că ai fost alături de mine. Și eu îți mulțumesc pentru invitație. Nu uitați că noi suntem tot aici pentru a vă aduce cele mai importante evenimente ale zilei. Mâine dimineață, la ora 10, suntem aici. O zi plăcută, la revedere!